Când am deschis pentru prima oară ușa acestei instituții, nu venea să cred că pot începe aici instruirea și chiar lucrul. Mereu mi-am dorit să fiu un lucrător medical, dar nu eram sigură că pot reuși. Sunt o persoană energică, îmi place munca și sunt bucuros că pot învăța din activitățile practice și nu doar de pe băncile instituției. Am trecut cursurile de formare la Camera de Comerț și am certificat de maestru instructor. Aceasta îmi dă posibilitatea să lucrez cu elevii ucenici pentru profilul infirmier la noi în instituție. Ne bucurăm că am acceptat această provocare, care cred că aduce o valoare adăugată nu doar instituției noastre, dar și întregului sistem de sănătate. Lucrăm împreună cu colegii la elaborarea programelor educaționale, împreună cu Colegiul de Excelență în Medicină și Farmacie, elaborăm programe pentru studenți care să le fie maximal interesante. Reușim împreună să promovăm inovațiile în sănătate și instruirea de cadre calificate. Am știut mereu că voia ajunge să activez într-un spital, dar n-am știut că învățământul dual îmi va oferi această oportunitate de a învăța și totodată de a lucra. Îmi doresc ca după finisarea anului de studiu să activez în continuare în domeniul dat. Noi, prestatorii privați în sănătate, dar și cei publici, întâmpinăm dificultăți în recrutarea personalului calificat. Astfel, fiind instituții social responsabile, am decis să ne angajăm în acest proces de pregătire profesională tehnică. La moment este lansat pregătirea profesională a infirmierilor și suntem în așteptarea programului pentru operatorii recepție. Obiectivul cel mare este pregătirea în cadrul sistemului de învățământ dual a asistenților medicali pentru instituțiile din țara noastră. Contăm pe sprijinul autorităților în sănătate și deschiderea acestora în implementarea următorului obiectiv.